Polițiștii vor să le facă o surpriză vitezomanilor odată cu achiziționarea noului tip de radar care bate până la 1000 de metri și este imposibil de detectat. În mai puțin de o oră de la demararea acțiunii, cu un singur echipaj pe DN-17, polițiștii au reușit să surprindă 10 vitezomani care circulau cu viteza de două ori mai mare față de limita de 30 de km pe oră în sectorul respectiv de drum. Dacă notează-te, rog, un Volkswagen Dumitru Nicolae Ana. Pistolul radar cu laser este făcut în Statele Unite și omologat pentru Estul Europei, putând monitoriza viteza la 1200 de metri, iar potrivit reprezentantului firmei care comercializează acest dispozitiv, costul acestui aparat se ridică la 11.000 de euro. Încă la 1200 de metri, care este distanța maximă la care poți să detecteze viteza, lungimea, sau mă rog, grosimea undei este aceeași ca și la momentul la care pornește din pistol. Ceea ce îi permite, practic, să individualizeze la orice distanță ținta pe care vrea să o măsoare. Deci nu mai am problemele care poate să apară la Doppler, unde mai multe mașini poate să vină și eu trebuie să-mi dau seama care dintre mașini este cea care mi-a intrat în undă. Aici, agentul de poliție este cel care individualizează ținta pe care vrea să o măsoare. După cum vedeți, distanța de 1200 de metri este cât se poate de reală. Polițiștii de pe autostrada 1 l-au testat și au ajuns la 1193,7, distanța la care au făcut măsurătoare. Singura chestie pe care trebuie să o verific înainte este locația setată aici să corespundă locației în care mă aflu și camera să fie focusată să se vadă numărul clar. În rest, nu mai am nevoie de nimic decât să acționez. Știm cu toții ce înseamnă Suceava la nivel rutier. În afară de problematica privind accidentele, înseamnă cea mai mare rețea de drumuri naționale și europene, cu siguranță și un risc accidentogen ridicat și tocmai de aceea cele 9 parcă aparate radar care erau în funcțiune până la această dată pe autospecial de tip MCV, 10. Adevărat? 10, cu tot ce reparat. Fac față problematicii, însă orice element de tehnică suplimentară este un plus pentru siguranța rutieră. Introducerea unei tehnici moderne, de genul cele pe care astăzi o să ne prezinte aici, va conduce cu siguranță la diminuarea acestor, eradicarea nu se poate vorbi, la diminuarea acestor accidente. Sigur, par acțiuni represive, dar pentru unii concetățeni de-ai noștri e necesar, pentru că trăim în acest județ, în acest oraș, și vedem zi de zi tineri și nu numai tineri, și oameni mai vârstă care încalcă flagrant regulile de circulație. În ultima vreme avem destul de multe drumuri reabilitate, DN-17 reabilitat, DN-29 reabilitat, DN-17 este numărul 1 în județ ca număr de accidente cu consecințe deosebit de grave, adică cu persoane decedate. Pot afirma cu tărie și pot susține în fața oricui că numărul de radare care îl avem în județul Suceava nu este suficient. Avem 10 MCV-uri și încă 4 autospeciale dotate cu aparatură radar tip Piton. Două la poliția rutieră, două la ordine publică, la serviciu de ordine publică. Aparatul care urmează să vi-l prezinte domnul Buglea, unic distribuitor în România acestor modele de aparat tip radar, producție americană, este ceva nou, putem spune că este ultima generație de aparat model tip radar. Este foarte greu pentru a fi contestat. Chiar dacă au rămas cu permisul în buzunar, cei care au primit o mustrare verbală au spus că este necesar un astfel de aparat. Astăzi facem un test cu un nou tip de aparat radar. Da? Deci să știți pe viitor să reduceți viteza și să circulați regulamentar. Ați înțeles? Poftiți! Drum bun! Știți cu ce aparat ați fost oprit? Un pistol tip radar. Am văzut sus pe pod. Interesant. Cum se pune inițiativa? Foarte bună. Bună, foarte bună.
Acțiunea poliției a avut loc pe drumul național 17, dar acest nou radar va fi des întâlnit în trafic.